Sunt foarte indignat de felul în care au arbitrat. Cei care astăzi au fost delegați de federație să vină de la Caransebeș pentru meciul Caransebeș-Fortuna-Câmpina. Vreau să iau o atitudine, pentru că în sportul din România văd că nimeni nu ia atitudine și este un obicei general ca arbitrii să arbitreze cum vor ei. Niciodată n-am discutat cu arbitrii, nu i-am căutat, nu i-am onorat, pentru că nu dorim și n-am dorit și nu vom dori să ne implicăm în fenomenul arbitrajului, care trebuie să fie drept, echidistant, corect, să nu fie subiectiv, să nu strice rezultatul meciului, pentru că este păcat. Păcat pentru susținătorii care finanțează sportul, păcat pentru echipa de fotbal sau echipele care depun efort, se antrenează, fac strategii pentru antrenori și, în ultimul rând, pentru microbiști. Astăzi am asistat cu stupoare la câteva faze în care era evident că arbitrii cei care au venit la Caransebeș au fost subiectivi. Două exemple simple. Tușierul, la 10 metri de fază, iasă afară mingea din jucătorul advers și ridică fanionul să repună mingea în teren același jucător. Noroc că au reacționat tribunele și centralul a schimbat decizia. Este pe casetă, scena o puteți vedea. Și cel mai mult m-a indignat când un jucător de la echipa adversă avea un galben și de două ori a făcut fault în atac pe jucătorul nostru care se îndrepta spre poartă, a sancționat faultul, dar n-a dat galben. Nici o prima, care să zicem, putea să fie o greșeală, nici a doua lângă care fazele sunt pe casetă, pot fi verificate de federație. În schimb, a dat un galben la centru ca să compenseze oarecum la un fault care nu era chiar de galben. Și am stat în tribune lângă Dan Alexa, care e antrenor, jucător. Am auzit comentariile unor specialiști ale profesorului Matei, care a antrenat generații de fotbaliști, lângă președintele Asociației Județene de Fotbal, Caraș Severin. Toată lumea era indignată de metoda și felul în care au arbitrat acești domni. Iau această atitudine pentru că Primăria, Consiliul Local, bugetul local din Caransebeș susțin această echipă, există vis, există speranțe și vin trei domni care fac altfel de arbitraj. Mai puțin corect, mai puțin legal, poate, mai puțin compatibil cu regulamentele și normal se nasc întrebări. Nu vreau să fac procese de intenție, că ar fi cumva eu știu, interesați sau, mă rog, să fie bănuieli de subiectivism generat de echipa adversă, părerea mea că nu se ridică profesional la nivelul Ligii a doua. În sensul în care, în Liga a doua, totuși, ajung echipe care au depus eforturi campionate în șir, au sacrificat timp, au investit bani, speranțe, și ajung la această ligă în care vin trei domni să arbitreze, cavalerii negru, care nu prea sunt cavaleri. Sau sunt cavaleri care nu merită această denumire de a fi cavaler la această ligă, în acest nivel. Și doresc să iau atitudine să se sesizez federația, nu știu cum se numește, nu mă pricep la fotbal, cei care coordonează arbitrii, eu, ca primar al municipiului Caransebeș și FC Caransebeș, dacă se mai repetă, se mai trimită legăți de arbitri subiectivi care își bat joc de noi, ne retragem. Jucăm în altă ligă. Ne ducem înapoi în ce oficial. Să joace cine dorește în liga asta în care se trag sfori. Eu nu particip, sau mă rog, FC Caransebeș nu participă într-o ligă în care arbitrii sunt subiectivi. Nu vreau să întreb de ce sunt subiectivi. Îi felicit pentru cum au jucat și echipa din Caransebeș, nu am ce să-i reproșez, o felicit pentru cum a jucat. Faptul că meciul s-a terminat 0-0 este, să zicem, în dezavantajul Caransebeșului, care a avut mai multe faze de gol, dar noi sau eu nu am intrat în această ligă să luăm Liga Campionilor sau să câștigăm Cupa României. Am făcut-o pentru sport și pentru frumusețea acestor confruntări cu balonul rotund. Deci sunt mulțumit de rezultat, n-am ce să reproșez antrenorului echipei, până și ratările fac parte din frumusețea fotbalului. Ca spectacol fotbalistic au fost mai frumoase 6 ratări decât un gol sec, dacă era. Deci meciul a fost atractiv, antrenant, plăcut,
N-am ce să reproșez nici antrenorului, nici fotbaliștilor. Felicit și echipa adversă. Putea până la urmă să câștige chiar câmpina la două contraatacuri. Chiar dacă ar fi câștigat, nu m-aș fi supărat. Frumusețea fotbalului și de-aia este meciul cu balonul rotund și nu este oval, că se poate întâmpla orice. Spectacolul fotbalistic este ca și spectacolul vieții. În fiecare clipă pot să se întâmple lucruri la care nu te aștepți. Dar condiția este să se întâmple în funcție de joc, de minge, de antrenori, de talent, de inspirație, de hazard. Să nu intervină un al treilea factor în pantaloni negri și cu bluza albastră, care strică această frumusețe. Pe mine nu mă deranjează și nici nu mă deranja dacă ar fi câștigat câmpina astăzi, deși merita să câștige Caransebeșul, considera că face parte din frumusețea fotbalului. Eu am o lehamite după meciul ăsta, mă mai gândesc dacă vreau să mai, să mai joc în liga asta în campionatul următor. N-are sens să investești atâția bani și să-i pierzi datorită unor arbitri care nu vreau să fac nici incompetenți, nici corupți, care greșesc în asemenea halul. Bun, pot greși. Erare umană nu este. Dom'le, dacă greșești de două ori, nu vezi, ai, înseamnă că trebuie să te duci la medic să-ți facă control la ochi, la oftalmologie, că nu vezi că mingea iasă din jucătorul X și tot lui își dai la 10 metri. Înțeleg că de departe, dar la 10 metri nu vezi că iasă din ăla. Deci înseamnă că federația trebuie să pună niște bareme de vize medicale mai tare decât la șoferi. Avem onoarea să avem observatori ai federației. Păi dacă observatorul sau lumea sau dovedim noi că a greșit de două, de trei ori, păi să nu mai drege pe omul ăsta 5 etape, 10 etape, nu știu, să ia niște măsuri coercitive. Un medic greșește o operație, vine colegiul medicilor și ridică dreptul de liberă practică. Eu la primărie fac o greșeală, vine curtea de conturi și mă sancționează. Dar arbitrii ăștia cine îi sancționează? Deci ei greșesc într-o veselie și noi ne facem că nu vedem, tăcem, nu? Eu nu vreau să joc în filmul ăsta. Să tac. Vă mulțumesc.